Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea de aici, din localitatea Vinga, din comuna Vinga, sat Mănășturi, județul Arad, alături de mine unul dintre fermierii tineri, un fermier care se bucură de un succes aparte pentru că știe să facă treabă. Vi l-am mai prezentat, vom continua să vă facem cunoscuți fermierii care reușesc să facă treabă în agricultura românească. Pun foarte multă muncă, depun foarte multă muncă și sunt tineri care vor să facă ceva pe mai departe. Bună ziua, domnule Cosmin Micu! Bună ziua! Haideți să le spunem celor care ne urmăresc în momentul ăsta că suntem la începutul lunii septembrie, ați reușit să recoltați grâu, ați început să recoltați și floarea soarelui. Vreau să îmi spuneți cum e anul ăsta, cum a fost anul ăsta pentru dumneavoastră ca și fermier, ce provocări v-a adus și mai ales cum ați reușit să le depășiți. Da, aș putea spune că e un început, un sfârșit de an agricol și un început de an agricol nou. Pe partea de cereale, la orz am făcut o producție de 6 tone la hectar, la grâu am făcut o producție de 6 tone 300, mult mai slabe în comparație cu anii trecuți. Din ce cauză mai slabe? Din cauza secetei? Din cauza secetei care a fost la începutul anului agricol 2018-2019. Nu a plouat în toamna anului trecut vreo 4 luni de zile, adică din august, septembrie, octombrie până în noiembrie. Când au venit ploile, au venit și frigul și grâul și orzul n-au mai răsărit, au răsărit în primăvara anului 2019. El a pornit târziu în vegetație și nu a mai reușit să recupereze 100% timpul care nu l-a valorificat în perioada toamnei, pentru că nu a avut apă. Știu că ați cultivat anul trecut pe vremea asta și rapiță. Ați mai rămas cu ceva rapiță? Nu am rămas cu nimic rapiță. Am reînființat terenul cu cultura de floarea soarelui pentru anul acesta. E o surpriză plăcută anul acesta. Nu neapărat o surpriză plăcută. Anul a fost favorabil culturii de floarea soarelui. Acum recoltăm floarea soarelui. Și chiar aveam o producție bună spre foarte bună, undeva la 4 tone 200 până la 4 tone 500, unde recoltăm în momentul de față. E o parcelă de 110 hectare unde recoltăm și nu aș putea să vă zic cu exactitate, dar din ce am recoltat până acum, producția pe aici se situează, de la 4200 până la 4500. Spuneați dumneavoastră că sunt cantități mai mici față de anii trecuți. Spuneți-mi dacă prețurile sunt mai bune față de anul trecut sau anii trecuți. Din păcate nici prețurile nu sunt bune. Grâul este undeva la 60-61-2 de bani, chiar și 58 de bani în funcție de calitate. Deci prețurile sunt mici în comparație cu producția, iar investițiile sunt tot mai mari. Investițiile cu oameni, investițiile cu arenda ne costă tot mai mult, utilajele sunt tot mai scumpe, avem nevoie de utilaje cât mai performante ca să putem face performanță în continuare, iar prețurile la cereale sunt mici. În 2004 am vândut grâu la vremea aceea cu 40 de bani. Dacă stăm să ne gândim că acum e 58 de bani, nu e mare diferență de la 58 de bani la 40 de bani și trebuie să dăm timpul cu 15 ani în urmă. Ce alte utilaje ați mai achiziționat în perioada în care nu ne-am văzut? Anul acesta am cumpărat 4 remorci, semănătoare aceasta. La anul o să mai cumpărăm ceva utilaje pentru prelucrarea solului, pentru că trebuie să investim cât mai mult în utilaje ca să reducem costurile cât mai mult, pentru că nu putem altfel. Dacă consumăm motorină multă, nu rezolvăm nimic. Ideea e să avem utilaje cât mai performante ca să scădem costul pe unitate de suprafață. Veți merge și anul acesta la Hanovra, la Agritehnica, la cea mai mare expoziție de mașini și utilaje agricole? Veți merge, dacă da, să achiziționați ceva sau să vedeți ce se întâmplă? Merg să văd ce se întâmplă acolo. O fac de mulți ani, din 2009 începând încoace, merg tot la 2 ani, așa cum este expoziția. Merg și la Paris, la SIMA, din 2 în 2 ani, pentru că îmi place tehnica agricolă foarte mult. E și un hobby, e o pasiune pentru mine. Mie îmi place foarte mult agricultura și îmi place să mă informez, să fiu în pas cu tot ceea ce e nou pe piață. Și decât să investesc bani în motorină și în timpul care să-l aloci pe câmp, să prelucrezi solul de N ori ca să iasă bine, mai bine investești în tehnică, pentru că lucrurile tot în direcția asta merg. Mai devreme sau mai târziu tot acolo trebuie să ajungi.
Cu forța de muncă, dumneavoastră, aveți probleme în ferma dumneavoastră? N-aș putea zice că am o problemă. Forța de muncă, mă gândesc că și dumneavoastră vedeți tot la fel. E o marfă care se vinde și se cumpără. Dacă plătești oamenii bine, oamenii sunt stabili, sunt mulțumiți la locul de muncă. În cazul în care nu-i plătești, pleacă în altă parte, indiferent că pleacă în Germania, în Suedia, Anglia sau în România. Înțeleg că aveți oameni de foarte mult timp aici în cadrul societății dumneavoastră. Asta denotă că ați știut să-i fidelizați. Da, nu am o fluctuație de personal aici ca să mă pot plânge. Chiar care au venit aici au rămas, n-au mai plecat. Câți angajați mai aveți în momentul de față? 15 angajați, cu tot, cu paznici, contabili și cu mine, cu taică meu, cu toți. Și faptul că pe timpul iernii îi țineți în societate, îi plătiți, asta denotă și din partea lor un grad mai mare de seriozitate. Domnul Ghinea, multă lume are impresia că în agricultură nu este de lucru iarna, dar e greșită percepția asta. Nu știu de unde e pornită, pentru că e total eronată. Iarna se fac reparații la utilaje. Vreau să zic se face mentenanță, dar cum nu folosesc cuvinte împrumutate din limba engleză, folosesc cuvinte românești pentru că suntem români. Iarna avem foarte mult de reparat. Dacă trebuie să verificăm toate utilajele, tractoarele, partea de silozuri, pe la depozitare, la hale, ce e de lucru, și toată iarna lucrăm, reparăm. Nu stăm să reparăm în sezon, când ai de lucru, atunci te pui să repari utilajele. Când e de lucru, în sezonul de lucru, lucrăm. Apropo de arendă, cât mai merge arenda în zona dumneavoastră? Arenda este 1500 de kg net pe hectar, aici, la noi, în zonă. E o arendă, zic eu, mulțumitoare, la un preț de 60 de bani, în jur de 200 de euro pe hectar. E un preț bun, pentru că dumneavoastră investiți, cred că toată lumea poate vedea ce se întâmplă aici în jurul nostru, ați investit și în depozitele acestea de cereale, ați reușit să luați și fonduri europene cu ceva timp în urmă. Vreau să știu dacă vreți să mai luați alte fonduri europene și ce așteptări aveți de la viitorul PNDR, indiferent cum se va numi el. Da, eu vreau să investesc și să dezvolt în continuare, pentru că așa sunt eu, așa am fost, să zic, crescut, ca să fac lucrurile să fie cât mai bune, cât mai practice. De mic copil mi-a plăcut agricultura, îmi place și acum și o să-mi placă și în continuare, pentru că eu stau la lucru câte 12, 13, 14 ore pe zi și n-am nicio problemă, nu mă simt obosit, nu mă vaid, nu mă plâng câte ore am stat la lucru, de ce am stat, de ce trebuie să stau. Pentru mine chiar e o plăcere să vin aici, mă simt foarte bine la fermă, pe câmp, împreună cu oamenii, alături de ei am crescut, alături de ei m-am dezvoltat și de aceea vă și zic că vreau să mă dezvolt în continuare, să vreau să-mi extind spațiile de depozitare, pentru că eu mai fac și prestări servicii pentru diverse firme sau multinaționale. Aș mai vrea să fac ceva silozuri. Am avut un proiect acum depus pe ultima sesiune, dar nu s-a aprobat pentru că nu au fost suficienți bani. A fost eligibil, dar nefinanțabil proiectul. Mai vreau să construiesc 4-5 silozuri de încă 2500-3000 de tone per siloz. Deci în jur de vreo 10.000-12.000 de tone. Capacitate de depozitare aș vrea să mai îmi fac aici. Plus că pe viitor mă gândesc și la zootehnie. Depinde cum o să mă dezvolt, dar cred că e următorul pas care trebuie să-l fac. Pe lângă irigații, care și irigațiile mi le doresc să le fac, pe indiferent ce suprafață, fie pe 100, pe 200 de hectare, dar vreau să găsesc o soluție ca să pot să-mi fac ceva sistem de irigat. Către zootehnie, către ce ramură anume? În prima fază, cred că pe vacă de carne o să merg. Ați gândit deja un plan, un proiect? Nu am gândit, dar în perioada următoare o să gândesc, ca din 2021, pe noul exercițiu bugetar, să pot să-mi aplic să îmi construiesc o fermă de animale. Cu alte cuvinte, doriți să integrați afacerea pe care o aveți aici, mergeți probabil și pe creșterea animalelor. În viitor, vă gândiți și la procesare pentru a închide cerc. Încă nu m-am gândit la procesare, dar este timp și pentru acest aspect să ne gândim. Important e să fiecare segment care îl facem aici, să-l facem bine, chiar foarte bine, să nu avem probleme, să fim deficitari pe un segment, pentru că nu e rentabil. Degeaba câștigi pe un segment și pierzi pe celălalt. Adică trebuie să fim rentabili pe fiecare segment, indiferent că vorbim de
de arătură sau vorbim de prelucrarea solului sau vorbim de semănat, vorbim de silos, vorbim de selecta semințe, pentru că producem și semințe de grâu și orz. Și trebuie să fim performanți pe toate segmentele. Adică nu-mi doresc să mă dezvolt, să dezvolt alte sectoare și aici să am lipsuri. Să nu fiu dezvoltat pe segmentele pe care le am în momentul de față. Am văzut că unii fermieri, nu toți, pentru că nu e cazul să generalizăm, au investit câștigurile în mașini, în diverse obiecte de care se bucură în momentul de față. Iată că dumneavoastră ați investit de fiecare dată în fermă și vreau să le spun celor care urmăresc emisiunea noastră că ferma asta este extrem de bine îngrijită, extrem de cochetă. Gazonul ăsta nu e tuns pentru că am venit noi, așa e de fiecare dată și credeți-mă pe cuvânt că nu exagerez cu nimic. E ordine și disciplină aici la domnul Micu în fermă. Deși e tânăr, mulți probabil că se așteptau să fie lucrurile lăsate la întâmplare. Nu e cazul. Dumnealui de fiecare dată a demonstrat că se poate face treabă bună și în România, dacă ești serios, dacă ai cunoștințe, pentru că domnul Micu este inginer, a absolvit Universitatea Agricolă din Timișoara, a învățat, dar foarte important e că și practică această profesie, nu s-a dus în alte zone, în alte direcții. Lucrați undeva în jur de 1300 de hectare? 1300 de hectare, plus mai fac prestări servicii la câțiva fermieri mai mici care sunt aici cu 100-200 de hectare, pentru că eu, având toată gama de utilaje și utilaje noi performante, în multe situații lor li se merită mai mult ca să îmi plătească mie prestări servicii să le fac lucrări de calitate decât să-și facă ei. Pentru că vedeți cum este, și un fermier mic, dacă nu are utilaje performante, nu faci treabă. Cum este și acum la prelucrarea solului, n-a mai plouat de o lună de zile, e destul de greu să mărunțești terenul. Dacă nu ai utilaje adecvate, și aici eu acum pot să zic că mă gândesc că anul viitor să-mi schimb un pic partea de prelucrare a solului, să vin să-mi cumpăr un disc nou pentru prelucrare, că am în momentul de față două, unul de la Horș și unul de la Lemken, iar anul viitor vreau să-l înlocuiesc pe cel de la Horș, să cumpăr un nou model, care l-am avut ca prototip anul acesta, l-am testat tot anul și acum l-avem în testare, o să cumpăr de la ei acest disc, îi zice Horș Joker. Iar de la firma Vaderstad o să cumpăr un utilaj care nu prea este în România, e vorba de un utilaj care nivelează și mărunțește solul, indiferent de ce bolovani sunt. E un utilaj, îi zice Rexus Twin, creat special pentru spargerea bulgărilor. 90% din producția suedezilor merge către Anglia, unde în Anglia plouă și se ară foarte mult. Bun, vreau să mergem și noi de aici din sediul firmei dumneavoastră pe teren, pentru că o să asistăm la recoltatul florii soarelui și îmi povesteați până să începem realizarea acestei emisiuni despre faptul că ați achiziționat și un header performant. O să-l vedem acolo la lucru și ne dați mai multe detalii, mai multe amănunte vis-a-vis de cultura florii soarelui și de prețurile pe care urmează să le primiți în momentul ăsta. Domnilor și domnilor, vă spuneam că vom veni aici în parcela cultivată cu floarea soarelui. Domnul Micu, cum se prezintă pentru momentul ăsta această cultură? Pentru că suprafețele pe care dumneavoastră le-ați cultivat, cred că sunt gata de recoltat. Da, așa este. Floarea are o umiditate în jur de 7-8, dimineața cam 10, dar la ora prânzului ajunge undeva la 6-7. Vă puteți uita și dumneavoastră cum arată un calatidiu de floarea soarelui. E o floarea soarelui unde se obține o producție de 4,5 tone, zic eu. Ce suprafață ați cultivat cu floarea soarelui? Avem o suprafață de 280 de hectare. În plan aveam o suprafață mai mică, în jur de 150, dar am întors și 150 de hectare de rapiță
și am venit cu cultura de floarea soarelui, ceea ce anul ăsta este un câștig pentru noi, pentru că a fost un an favorabil culturii de floarea soarelui, un an cu temperaturi destul de normale, precipitații în luna iulie și august peste media normală, ceea ce ne duce la o producție de 4,5 tone la floarea soarelui și cu un preț de 1,25-1,30 de bani, e cea mai profitabilă cultură de anul acesta. Porumb aveți foarte puțin, cred că în jur de 50 de hectare, dacă am reținut eu bine. Da, suprafața de porumb e o suprafață relativ mică, pentru că porumbul suferă foarte tare aici la noi, în perioada verii. În general sunt veri destul de călduroase și secetoase și de aceea ne ferim să cultivăm porumb. În schimb, floarea soarelui e o plantă iubitoare de soare, de căldură, și ea ne dă producții destul de frumoase. Din experiența pe care ați acumulat-o în toți acești ani, vă gândiți să mergeți și pe alte culturi în viitor, să înființați și așa zisele culturi de nișă? Momentan nu mă gândesc, pentru că mă gândesc în alte direcții, așa cum v-am zis și la fermă, să investesc în zootehnie, să investesc în altceva. Ce pot să zic aici, la cultura de floarea soarelui, pot să zic că anul acesta am cumpărat un header special de floarea soarelui, e numai pentru recolta floarea soarelui. Înainte recoltam cu un header care e pentru porumb și adaptat pentru floarea soarelui, un header care avea multe pierderi, nu toca tulpinile de la floarea soarelui, le toca destul de sus, ceea ce ne îngreunau următoarele procese, chiar și procesul de recoltat, pentru că bețele, sau mai bine zis tulpinile de la floarea soarelui, intrau pe sub combină, pe sub tractoare, ne rupeau fire, stopuri și o grămadă de probleme. Iar cu acest header am rezolvat problema, pentru că în combină intră doar calatidile, iar tulpinile de floarea soarelui sunt tocate și lăsate pe sol de acest header. Nemai ajungând sub combină, sub tractoare, și totodată am scăpat de marele pierderi care le aveam la floarea soarelui, pentru că cu headerele de porumb tot timpul aveam problema cu pierderile de floarea soarelui. Cred că cu acest header am redus pierderile, mai ales la o producție de 4,5 tone, cu 2-300 de kilograme per hectar, ceea ce înseamnă foarte mult. La 300 de hectare cu 300 de kg înseamnă 90 de tone. 90 de tone la un leu 20 înseamnă în jur de 25-30 de mii de euro. Headerul a costat 50 de mii de euro, iar amortizarea lui în 3-4 ani e rezolvată, zic eu. Tocmai am văzut cum merg utilajele dumneavoastră către fermă, sunt încărcate buncărele cu floarea soarelui, a început un pic vântul să bată puternic aici în vest, să sperăm că nu bate a sărăcie și după vântul ăsta vor veni și ploi, vor veni precipitații, pentru că e mare nevoie pentru a putea începe să însămânțați rapița. Pe ce suprafață pariați anul acesta la cultura de rapiță? Pariez pe 350 de hectare, dacă așa ziceți neastră, așa zisul pariu, sper să și răsară rapița. Cea mai mare problemă în ultimii ani la rapiță este răsăritul, pentru că anul trecut a fost secetă, anul acesta iarăși este secetă și s-ar putea să nu ne răsară. Dar în cazul în care ne răsare, la rapiță facem 4 tone de producție în general destul de lejer, adică destul de lejer, cu tehnologia pentru cultura respectivă. Fără tehnologie nu se poate să faci producție. E foarte adevărat lucrul ăsta, dar la fel de adevărat e că fermierii români sunt decapitalizați, mulți trăiesc numai din subvenție, este singurul câștig pe care reușesc să-l facă. Dumneavoastră sunteți o excepție de la regulă, ați făcut probabil și credite, ați luat și banii de la bănci, dar toți banii aceștia i-ați reinvestit în tehnologie și în agricultură. Domnule Ghinea, o excepție. Nu știu dacă chiar e o excepție, pentru că toată lumea poate să aibă acces la credite. Sunt o grămadă de bănci în România care dau credite. Nu e o problemă în zilele de astăzi să iei credit. Depinde dacă vrei să-ți asumi sau nu vrei să-ți asumi unele lucruri. Dacă te mulțumești cu un nivel scăzut de performanță, ai opțiunea să nu iei credite și să mergi cu profit reinvestit. Dar cu profit reinvestit, mare lucru nu prea faci, pentru că nu faci un profit în agricultură atât de mare
pe cât ai nevoie de investit, cum e și în cazul meu. Am avut și două proiecte pe fonduri europene, unul pe utilaje, unul pe dezvoltare infrastructură, pe silozuri, pe platforme betonate, cântar și ce am mai făcut acolo. Drept dovadă că și lucrez performant în momentul de față. Fără ajutoarele astea de la Uniunea Europeană și statul român, nu puteam să fiu unde sunt. Dar având în vedere că am terminat facultatea, tânăr fermier, am beneficiat de aceste fonduri, drept dovadă că am și investit în continuare și se și vede nivelul de performanță pe care îl facem de zi cu zi. Spuneați dumneavoastră în mai multe rânduri despre experiența pe care ați cumulat-o în timp. E adevărat că ați căutat, în afară de a studia, să vedeți ce se întâmplă și în alte ferme, în alte țări, în alte state, și v-am văzut așa mândru de faptul că sunteți român, pentru că nu sunteți cu nimic mai prejos decât anumiți fermieri. Știu de faptul că în Franța nu v-a impresionat cu nimic ce ați văzut acolo. Domnule Ghinea, eu nu pot să accept că noi românii am fi mai slab pregătiți decât fermierii americani, decât cei francezi, nemți sau oricare ar fi cei din Uniunea Europeană. Nu suntem cu nimic mai prejos. Avem un teren fertil, un teren foarte bun în România, trebuie doar să îl valorificăm. Iar la nivelul de cunoștințe legate de agricultură, nu cred că suntem noi, ingineri agronomi români, cu nimic mai prejos decât cei din afara granițelor țării. De aceea nici nu aplec capul în fața fermelor sau în fața Occidentului, pentru că cel puțin la fel de bine putem face și noi ca lucrurile să meargă bine și la noi în țară. Nu trebuie să ne mirăm ce fac nemții, ce fac străinii, că nu e cazul. Un mesaj către guvernanți, către cei care în momentul ăsta dețin frâiele agriculturii românești, de ce ați avea nevoie urgent în clipa de față dumneavoastră ca și fermier pentru a fi la fel de performant și în perioada următoare? Nu aș putea zice că e nevoie urgentă. E nevoie tot timpul în agricultură de soluții bune, practice și benefice pentru noi, pentru agricultori, pentru cei care suntem aici, la talpa agriculturii, să zicem așa, care ne confruntăm zi de zi cu probleme datorită condițiilor meteo, problemă de boli, problemă de dăunători, problema animalelor sălbatice și o grămadă de probleme cu care ne confruntăm. Important ar fi ca cei de la conducerea țării și de la conducerea Ministerului Agriculturii să-și îndrepte cât mai mult atenția spre noi, spre cei de la talpa agriculturii, ca să asculte și părerea noastră și să ia cele mai bune decizii pentru viitorul agriculturii românești. Și în final, un mesaj și către ceilalți fermieri, către colegii dumneavoastră? Să aibă încredere în agricultura românească, să investească cât mai mult și să încerce să-și comaseze terenurile ca să devenim cât mai puternici pe viitor, pentru că cu agricultura asta de semi-subzistență, de 10, 15, 20 de hectare, boală lungă, moarte sigură. Eu nu văd o agricultură performantă cu ferme de 10-20 de hectare. Nu am nimic cu fermierii mici, nu am nicio problemă, dar mesajul meu este acela de a-și comasa terenurile ca să devină și ei cât mai performanți, ca să facem față vesticilor sau occidentalilor. Mulțumesc tare mult, vă doresc mult, mult succes pe mai departe și sunt convins că veți duce această afacere acolo unde vă doriți, pentru că sunteți un fermier tânăr, dar în același timp un fermier care iubește foarte mult ceea ce face. Da, așa este. Îmi place ceea ce fac și sunt profilat 100% pe agricultură, nu pe altceva. Nu investesc banii în alte direcții. Banii mei, ai familiei mele, toți sunt investiți în agricultură și în dezvoltarea agriculturii din ferma noastră.